Dragi prieteni, suntem în fața unei noi ediții a emisiunii noastre. Suntem, zic eu, în fața unei ediții cu totul și cu totul speciale, pentru că avem subiecte fierbinți, subiecte care știu că vă interesează, subiecte pentru care ne-ați sunat și ne-ați dat așa o sugestie, ca să zic, pentru a face o emisiune cu primarul municipiului Roșuieri de Vede. Bun găsit, domnule primar! Bună ziua! Avem subiecte fierbinți, domnule primar. Lumea, în primul rând, ne întreabă despre postul de viceprimar, pentru că Roșuieriul a rămas cam pe ultimul loc cu alegerea viceprimarului. Vă promit, prieten, că nu vom termina această ediție până când nu vom discuta și acest subiect, dar vreau să lăsăm un pic de suspans, domnule primar, și am să încep cu o problemă petrecută recent, o ședință la ADI, managementul deșeurilor Telorman, acolo unde s-a produs o mică, mare schimbare, asta datorită faptului că domnul Florin Piper a plecat în Senat, care era președinte ADI, și a trebuit înlocuit cu un nou președinte. Ați participat și spuneți-ne, dacă vreți, ce a fost acolo. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deșeurilor întrunește toate OAT-urile din județ și activitatea acestui ADI este extrem de importantă din punctul de vedere al modului de desfășurare a activității legate de salubritate. A fost o adunare generală în care trebuia ales un alt președinte, având în vedere că domnul Florin Piper a mers în Parlament și postul a rămas vacant. Precizez că acest ADI este înființat în 2009. Noi am preluat conducerea prin domnul Florin Piper, noi PSD-ul, vreau să spun, din 2018. Până în 2018 nu prea se știa mare lucru de acest ADI, care avea angajați ofițeri de supraveghere, erau dotați cu mijloace auto. Din 2018, când am preluat această activitate, lucrurile s-au schimbat radical. A fost numit un director executiv, Bogdan Ciobanu, care s-a implicat foarte mult. Acești ofițeri de securitate, de supraveghere, au ieșit la iveală, au început să aibă activitate și sunt rezultate concrete din punctul de vedere al activității de colectare selectivă a deșeurilor, care este din ce în ce mai actuală și este cerută de legislația și europeană și a noastră, aliniindu-se la cea europeană. S-au înregistrat, cum spuneam, progrese semnificative, dacă se poate vede, din 2017, cum au evoluat cantitățile de deșeuri reciclabile, foarte mult. Îndreptați un pic spre cameră ca să focalizeze. Deșeurile este o situație la nivel de județ. Și de asemenea, deșeurile biodegradabile au avut o creștere ascendentă de la un an la altul, în timp ce deșeurile reziduale au scăzut în același ritm, ceea ce presupune o mai bună ecologizare a localităților, dar și costuri mai mici, pentru că tariful pentru deșeurile reciclabile și biodegradabile este mult mai mic. Taxa pentru mediu, de asemenea, a scăzut foarte mult, de la un miliard și ceva cât plăteam noi Roșiori, am ajuns la 200-300 de milioane. Într-un cuvânt, vreau să spun că activitatea a fost, acestui ADI a fost pusă pe drumul cel bun și de aceea, odată cu plecarea domnului deputat Florin Piper în Parlament, noi ne-am pus problema ce vom face cu acest ADI. Dintre primarii de orașe, inclusiv eu, nu ne-am dorit să ne angrenăm cu încă o sarcină în plus, nu una ușoară. Până la urmă, la insistență pentru a nu da cu piciorul la această muncă de 3 ani de zile, eu am acceptat la propunerea colegilor, eventual, când urma să aibă loc această adunare generală, să accept eu să candidez. Având însă informațiile de ceea ce se pregătea din partea liberalilor, domnul președinte Gâdea a avut o discuție
pe această temă cu liderii liberalilor și le-a propus următorul lucru, că nu este bine să politizăm activitatea acestui ADI, pentru că toți primarii, indiferent de culoarea politică, au nevoie de o bună coordonare și o activitate eficientă la acest ADI. Și a propus ca președinte să fie o persoană cu oarece greutate ca să lucrurile să meargă bine. Și ca să nu se creadă că ținem noi să avem această președinție, domnul președinte Gâdea chiar a propus în adunarea generală, l-a propus pentru această funcție pe vicepreședintele Consiliului Județean, liberalul Adrian Florescu. Acesta nu a vrut, mă rog, lucrurile erau deja dinainte aranjate și atunci a rămas candidatura primarului de la Drăgândești Vlașca, iar eu am acceptat să candidez, deși știam că nu țineam neapărat să câștig această funcție, am acceptat să candidez, deși era previzibil rezultatul, dar am dorit să se înțeleagă un lucru, că nouă, ca PSD, nu ne este indiferent această activitate. Ne-am înscris, am candidat, n-am câștigat, au câștigat dumnealor. Nu e nicio problemă asta, lucrurile să meargă bine. Domnule primar, interesant este că, da, vă rog. În economia discuției trebuie să vă întreb ceva. Din câte văd, a fost o întreagă efervescență acolo și telespectatorii noștri deja și-au dat seama. Efervescența asta spune ceva. Nu te bați așa ca prostul decât dacă ai un anumit beneficiu. Care este, domnule, beneficiul de acolo, din această funcție? Pentru că acolo e ceva. Știți cum spunea Toma Caragiu? Concursul ține joi și postul e ocupat de marți. A sesizat foarte bine și eu am subliniat un pic și mai spun încă o dată. Noi, primarii de orașe, de la PSD, nu ne-am dorit niciunul funcție asta, pentru că știam că e de muncă. Ce îi mână pe dumnealor în această dorință de a pune mâna pe aceste funcții, bănuiesc ceva, dar nu pot să mă pronunț, că nu am dovezi. Deci nu doar președinția ADI-ului a fost în joc în această adunare generală, și componența comitetului director, care și el are un rol foarte important în luarea deciziilor. Și de la comitetul director în funcție, la data respectivă, formată din cei 5 primari de orașe și municipii, prin întâmplare PSD-iști și cu primarul de la Drăgănești Vlașca, în urma votului am fost eliminați noi toți cei de la orașe și municipii, și acum acest comitet director este compus din 6 primari de la localitățile rurale. Cu încă o mențiune că acest ADI, funcționarea lui este asigurată în procent de 90% de cotizația plătită de cele 5 orașe și municipii. Domnule primar, aici este o problemă pe care trebuie neapărat să o punctăm înainte de a închide acest subiect. Pentru că, vedeți dumneavoastră, este o sabie cu două tăișuri. În momentul în care ți-ai preluat această sarcină, ai preluat-o tu și pe umerii tăi stă această sabie, da? Dacă nu ai rezultate, beneficiile nu știu dacă sunt așa de mari ca să acopere prejudiciile de imagine, cel puțin. Eu vreau să vă spun că pe mine mă interesează ce se întâmplă în municipiul Roșiorii de Vede. Și dacă activitatea la acest ADI nu va merge bine, și asta am mari bănuieli că nu va merge bine, pentru că, așa cum spuneam, până în 2018 ADI-ul a fost condus de primarul de la Botoroaga, primar liberal, am această temere că lucrurile vor posibil să revină pe un traseu de dinainte, și dacă lucrurile ADI nu merg bine, Polarisul nu este ținut sub control. Nu mai spun că Polarisul îi expiră contractul și va trebui făcută altă procedură, și nu știu dacă procedura va fi bine dusă până la capăt, și dacă nu ne-o întrezi cu o lipsă de operatori, și dacă activitatea de salubritate din oraș nu va avea foarte mult de suferit. Pentru că s-a pus în discuție că nu stăm bine, mă rog, în anumite medii. Da, eu recunosc și spun clar că avem foarte multe lucruri de făcut
din punctul de vedere al salubrității în orașul nostru, dar trebuie să fim corecți că ceva progrese s-au făcut. S-au făcut, dar mai avem de făcut încă de zeci de ori, încă multe de acum încolo. Uitați, am amenajat două platforme pe strada Renașterii, le-am modernizat într-un alt sistem, închise cu acces numai pe bază de cartelă, cu sisteme de supraveghere, deci s-a și investit în ultima vreme, în mandatul acesta, dar mai e foarte, foarte mult de făcut. Asta e cu siguranță, mai avem multe de făcut, dar foarte mult depinde și de activitatea acestuia. Da. Acum, pentru că închidem acest subiect, dragi prieteni, trebuie neapărat să punctez ceva, pentru că suntem o televiziune echidistantă și n-am vrut anterior să fac istorie contrafactuală sub nicio formă. Deci, dacă vor face treabă, cinste lor, dacă nu, mare atenție, domnilor, că prejudiciul de imagine politică va fi fantastic. Domnule primar, începem școlile în scenariu verde la Roșiorii de Verde. Cum stăm? Da, la data de azi, incidența infestării cu COVID. COVID la Roșiorii de Verde este acceptabile, 0,65, și în aceste condiții, potrivit celor stabilite de Ordinul Comun, de Ministrul al Sănătății și al Educației, și la Roșiorii de Verde, de luni se vor deschide școlile cu recomandările și condițiile impuse de acest Ordin Comun. Eu știu că școlile sunt pregătite, sigur că de la data când se desfășurau cursurile direct, au fost schimbați aproape toți directorii, comunicarea cu dumnealor nu a fost una dintre cele mai bune, ba mai mult decât atât, pe cei mai mulți dintre noi directori nu-i cunosc, pentru că nici nu ne-a n-am primit o înștiințare de la inspectorat că la școala X nu mai e director Popescu și Ionescu. Nu avem absolut nicio comunicare, nu știm, cu toate că patrimoniul care aparține primăriei de sute de miliarde ne aparține. Și cred că era de bun simț măcar atât de la inspectorat să fi primit o adresă că la Anastasescu, unde avem un patrimoniu de 45 de miliarde, nu mai este directorul X și altul. Eu știu, nu zic că o să plece cu clădirile de acolo, dar nu sunt numai bunuri imobile, mai sunt și mobile și așa mai departe. Deci școlile vor începe de luni. Avem însă o mare problemă, de fapt două mari probleme legate de începerea cursurilor. Unul este legat de transportul școlar, pentru că operatorul Transurbana, cu care avem contract și care ar trebui în mod normal să ne asigure transportul școlar, ne-a comunicat că în această perioadă de aproape un an de zile de pandemie nu mai are șoferi, mașinile nu mai sunt verificate tehnic și efectiv, verbal, mi-a spus că nu mai poate să ne asigure transportul școlar, ceea ce este un lucru extrem de neplăcut și știu că se va răsfrânge asupra noastră. Încercăm pentru luni, am insistat foarte mult, măcar un microbuz să ne asigure și cu microbuzul pe care îl avem noi la primărie, să încercăm să facem față, să vedem și câți copii se vor deplasa la școală, pentru că sunt acele criterii care o parte din ei pot să rămână în continuare în mediul online. O altă problemă foarte serioasă legată de începerea cursurilor este legată de faptul că dispensarul școlar la Roșiorii de Verde, la ora actuală, nu are decât 3 asistenți. Și cu ocazia deschiderii și funcționării acestor centre de vaccinare, am aflat și eu cu ocazia asta că în alte orașe, la colegii mei, sunt asistente la cabinetul școlar
10, 15 și mai mult. Și am avut, am dovezi că am făcut ani de zile adrese la DSP-ul și am cerut să ni se suplimenteze și nouă numărul de asistenți cadre medicale, potrivit normelor, nu mai mult, pentru că de luni, practic, acești trei asistenți trebuie să asigure la toate școlile controlului epidemiologic. Ei trebuie să plece de la centrul de vaccinare, care au asigurat până acum activitatea acolo. Acolo iar nu avem încă personal, dar sper să o rezolvăm până luni. Deci sunt probleme, dar încercăm să le rezolvăm. Mai greu, mai ușor trebuie să le rezolvăm. Da, foarte multe semne de întrebare. Important este că ne-ați dat știrea și este știrea dată de cel mai avizat om, domnilor și doamnelor, este primarul municipiului, cel care vă poate spune sigur că scenariul verde va fi în la Roșiorii de Vede, se deschid toate școlile, liceele, se deschide totul. Da, da. Bun, domnule primar, în continuare, n-am uitat prietenie sub nicio formă problema viceprimarului, dar aș vrea până să discutăm despre alegerea viceprimarului, să ne creionați pe scurt cam ce investiții aveți în plan pentru 2021 și dacă ați putea să ne vorbiți un pic și despre începerea lucrărilor la cinematograful modern, pentru că este chiar un lucru pozitiv pentru Roșiorii de Vede. Mă bucur că spuneți că e un lucru pozitiv. Eu am văzut reacții chiar și despre cinematograful modern negative, că asta ne trebuia, că de ce nu am făcut și altceva și așa mai departe. Pentru anul 2021, cuvântul de ordine este continuitate. Trebuie să și vom asigura continuitate în tot ceea ce privește toate activitățile care compun administrația locală. Că e vorba de administrare de străzi, activități sociale, iluminat public, administrarea domeniului public și și privat, colectarea de impozite și taxe, aici nu e problemă, vom avea o continuitate. Din punctul de vedere al proiectelor, la fel, avem proiecte în derulare și ele continuă. Și avem informații și vești bune, odată cu cinematograful, că pe 11 ianuarie am avut ordinul de începere a lucrărilor, și se lucrează, sper să se lucreze într-un ritm corespunzător, în așa fel încât termenul de 18 luni de finalizare a lucrărilor să fie respectat. Doar câteva lucruri să vă mai spun despre acest obiectiv foarte important, că el a ajuns la o valoare de vreo 8 milioane, 80 de miliarde și ceva, de la 100 și ceva, în urma licitației a mai scăzut. În afară de ceea ce știm și am văzut și știm cum arată cinematograful, se va face o extindere de 376 de metri în spatele clădirii, ajungând la o suprafață totală de 1125 de metri pătrați. În acea extindere se va face cabine pentru actori, săl de repetiție, ca într-un cuvânt să înțelegem că aici nu e vorba doar de refacerea fostului cinematograf, ci în final va fi vorba de un centru cultural multifuncțional în care nu doar filme vom viziona cu aparatură modernă de ultimă generație, dar acest edificiu va găzdui spectacole și chiar mă gândesc cum vom face această inaugurare cu resurse proprii, în primul rând. La asta mă gândesc și mai departe, având unde, sigur că să oferim roșiorenilor posibilități pe care până acum nu le-am avut din punct de vedere cultural. Proiecte, am avut ocazia să vorbim în timpul campaniei și în continuare, sunt multe și ele continuă. Nu știu la care să mă refer mai întâi, este acel proiect Un viitor mai bun pentru locuitorii municipiului Roșiori de Vede, care
este un proiect pe fonduri europene de aproape 5 milioane de euro și care prevede reabilitarea și modernizarea 14 străzi, realizarea unui bloc de locuințe sociale, două case duple și reabilitarea teatrului de vară. Suntem în stadiu de achiziție, adică de desemnarea constructorilor. 8 februarie, luni, este ultimul termen de depunere a ofertelor. Sper să avem ofertanți mulți și buni. Am așa fel încât teatrul de vară chiar este ceva care folosește orașului. Noi care am crescut în acest oraș și am trăit aici o viață, avem multe amintiri frumoase legate de acel teatru de vară și sper să redevină ce a fost cândva. Am informații bucurătoare de la Compania Națională de Investiții că proiectul legat de baza sportivă, stadion, este și el în curs de achiziție pentru întocmirea proiectului, s-a făcut DALI și am fost asigurat că lucrurile vor derula în continuare și asta m-a bucurat foarte mult. Sala de sport de lângă stadion de pe Republicii la fel, este în faza de achiziții și la fel și cealaltă sală. Acestea trei obiective fiind la Compania Națională de Investiții. Da, domnule primar, suntem pe final și așa cum le-am promis... Proiecte sunt multe, am mai și depus. Știu. Încă de proiecte noi legate de această perioadă de pandemie, legate de buna funcționare a școlilor în online. Avem proiecte pentru achiziții de le promit celor care și... Le promit celor care ne urmăresc. Da. Că vom face o ediție numai pe problema asta a bugetului, a investițiilor, ce se va face în Roșiorii de Vede în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat. Nu putem, domnule primar, să vă iertăm cu această întrebare, pentru că este subiectul pe care telespectatorii îl așteaptă, este subiectul cel mai fierbinte. Ce facem cu viceprimarul? Când Roșiorii de Vede vor avea viceprimar? Nu fi vorba că mă iertați, pentru că e un subiect care mă interesează și pe mine, nu ezit să vorbesc despre el, e un lucru care mă afectează, pentru că iată că din septembrie, de la alegerile locale, eu sunt singur aici, nu am viceprimar, nu am administrator public, cum au alte primării, și nu este deloc ușor. Eu mi-aș dori să avem viceprimar imediat după următoarea ședință din această lună. Am să o pun pe ordinea de zi. Am fost întrebat de ce nu am mai trecut pe ordinea de zi alegerea viceprimarului. N-am mai pus-o pentru că, așa cum am subliniat, aceasta este o problemă foarte serioasă și nu ne putem juca cu ea atâta timp cât eu știam că fiecare trage să aibă viceprimarului. Și liberalii și useriștii vor să aibă viceprimar. Dar acum... Și PSD-ul nu vrea? Și PSD-ul, bineînțeles. Și acum eu chiar consider că am și argumentele mele mult mai importante, nu neapărat politice, pentru că, cer scuze, dar la celelalte partide e mai mult o ambiție politică, ambiție personală, pentru că trebuie să vedem următoare două lucruri. E vorba de un partid X, care chiar dacă e PSD, că nu e, un partid X are 9 consilieri și primarul, care are și el dreptul la o opțiune. Celelalte partide au 5 consilieri. Ca să iasă viceprimar de la unul din cele două partide, a trebuit ca PSD-ul să dea 5 voturi candidatului 1, ia dintre cele două partide. Timp ce noi avem nevoie de un singur vot. Asta ca o simplă aritmetică. Dar din punct de vedere al opțiunii primarului, asta nu e importantă. Asta nu e important pentru bunul mers al activității, ci al orașului. Că până la urmă, asta spunem cu toții, că ne dorim binele orașului, să fim în folosul cetățenilor. Păi eu dacă am lucrat cu un viceprimar un mandat și activitatea a fost apreciată per total de cetățeni, că de-aia m-au și reales. Și având experiența acestei colaborări, este firesc să-mi doresc
să continue această colaborare. Da, a spus că puneți pe ordinea de zi la următoarea ședință. Deci, da, dragi prieteni, nu uitați, la următoarea ședință de Consiliu să da, fiți pe fază, pentru că o transmitem în direct și vom vedea ce va fi. Dar acum, în final, trebuie să vă întreb, domnule primar, pentru că sunt convins că cei care ne privesc acum vor să vă întreb treaba asta. Ați negociat politic? Evident. Deci să așteptăm că s-ar putea la ședința asta să avem viceprimar. Stați o secundă, că negociem de mult. Nu, da, nu doar înaintea acestei ședințe. Am tot discutat și cu colegii de la Liberal și cu colegii de la USR Plus. Sper. Și iese ceva? Sper că la ultima ședință să apară acel vot care ne lipsește și să avem viceprimar. Bun, suspansul rămâne până la următoarea ședință, dragi prieteni. Nu uitați, Info Express TV transmite ca de obicei în direct ședințele de Consiliu Municipal. Bineînțeles, după aceea vom avea și conferința de presă a domnului primar. Ce să vă spun acum la final? Sunt multe teme, știu că vă doriți să puneți multe întrebări primarului, vă așteptăm să ne sunați la redacție și noi vă promitem că vom fi vocea dumneavoastră în fața primarului. Până la următoarea ediție, prieteni, vă spunem ceea ce v-am spus de fiecare dată și parcă acum chiar cu mai mult zel, așa, cele bune să se adune, cele rele să se spere.